potrivit comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor în scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, respectiv a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale. Din data de 9 iunie, Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Giroc va avea următorul program. Sâmbătă 8 iunie, în intervalul orar 8.30-13, se primesc cererile și documentele în vederea eliberării AI, iar în intervalul orar 13 15.30 se eliberează CI, cereri depuse anterior datei de 31 mai. Duminică 9 iunie, în intervalul orar 7.30-15, se primesc cererile și documentele în vederea eliberării AI, iar în intervalul orar 17.21.30 se eliberează CI.